S-a aflat cine sunt oamenii din Prahova care s-au vaccinat în urmă cu 2 săptămâni la chiuvetă. Este vorba despre mai mulți sportivi care fac parte din Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Au cumpărat un certificat de vaccinare fals pentru că voiau să plece în Beijing la începutul anului 2022 pentru Jocurile Olimpice de iarnă. Printre cei care au încălcat legea se numără și un subofițer de la Serviciul de Pașapoarte. 4 inculpați sunt reținuți și cercetați sub control judiciar de către Tribunalul Prahova în dosarul vaccinărilor fictive. Zeci de persoane s-au vaccinat la chiuvetă într-un centru din Valea Călugărească, Prahova. În urma interceptărilor telefonice, reiese că mai mulți sportivi au cumpărat certificate de vaccinare ca să-i ajute să plece la începutul anului 2022 în Beijing, acolo unde vor avea loc Jocurile Olimpice de iarnă. Alo, da? Salut, de la Sinaia te sun. Ți-am trimis? Da. Pentru mine și soția și ți-am trimis și niște pentru nașii mei. Și nașii nu mai vor, pentru că s-au speriat că durează, că face, că drege, că eu și nașii meu suntem la lotul olimpic. Și noi trebuie să avem vaccinuri, că avem deplasare în China. Știu, am înțeles. El mi-a zis când m-a sunat că astăzi, miercuri, mă sună pentru joi să zică la ce oră și unde, pentru că e altă locație acum, știi? Am înțeles, haideți! E de ajuns să vii, decât de prezență și atât. Miercuri mă suni pe după amiază ca să-ți spun la ce oră. Bine, ești boier. Hai, Doamne ajută, să rezolv, că altfel mai băgat în... Altă interceptare surprinde o conversație între același bărbat de la cabinet și un subofițer de la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Prahova. Nu alea că ți-am dat eu, X și soții, care ți-am zis eu, știi tu, pașapoarte, ăștia doi cu ăia doi. Ăștia să fie cu Pfizer, nu cu AstraZeneca, că nu avea. Mai am pe ăia 5 cu AstraZeneca, trebuie să-i rezolvăm și pe ăia, cum necum trebuie. Stai să vedem, s-a făcut cerere, dar stai, că X e finuță, dar depinde și de alții. Vestea că la cabinetul de vaccinare din Valea Călugărească se întâmplau lucruri ilegale, s-a propagat în localitate. Poliția a fost la casă mai încolo, în moment aici. Dar se făceau vaccinări aici? Da, se face. Mulți care îi plecați prin străinătate s-ar fi putut să fi făcut și așa ceva, că noi nu știm. Să nu-l facă pe bune. Pe bune, păi da, bun înțeles. Zice că se vaccinează și nu e și boala e în țară. Să fiu în locul ei, cum să fac așa ceva? Pentru că se frică de niște intri la pușcărie, avem copii acasă, avem familii, cum să facem? Pe lângă faptul că este ilegal, medicii atrag atenția asupra aspectului medical. Surse din presa sportivă spun că Valentin Crețu ar fi apelat la această metodă. Bărbatul a mai reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă la probele de sanie și ar fi trebuit să plece la începutul anului viitor în Beijing, acolo unde va fi organizată Olimpiada de iarnă. Până în acest moment, conducerea COSR nu a vrut să dea declarații despre ce s-a întâmplat și tocmai din acest motiv nu se știe exact cum vor fi sancționați sportivii care au încălcat legea. Carmen Gheorghe, Prima TV.